frate, ne întoarcem, ne învârtim ca oile. Da, uite, nu, că trebuia să vadă drumul bun. Deci nu e ăla. Că e un șanț aici. E un șanț. Are copil mic? Mic. Cine are copilul? Aia, muierea lui. Care s-a îmbrătat cu ea. Am înțeles. Dar cine are? A ei. Ai muierea lui, a ei. Ea a fost cu oile, cu bărbatul. Cu aia e bărbat aici. E cu oile aici. Dar nu urc, de acolo nu mai urc, acolo rămân. Și nu e nimeni pe aici, da. Ce, câți ani are copilul? Păi copilul are un an și 3 luni. Și am înțeles că e al unei mame mai tinerele. Da, are 16 ani. Și ce s-a întâmplat cu copilul? Păi ce s-a întâmplat? Eu a fost rău acolo sus, i-am dat să mănânce și a dat o picajul s-a ulcinat. Copilul? Da. Dar a fost bolnav cumva sau? Nu a fost, dar seara atâta a vărsat, a vomitat atâta. Deci a fost rău de mai multe zile. Da. Am înțeles. Dar de ce spun ăștia că ai găsit copilul pe câmp? Păi da, nu, domnule, copilul a fost cu mine și cu mine, s-a fost la oie și am amândoi cu ei. Ah, deci s-a făcut rău aici pe câmp, exact, era cu voi. Exact, cum, când l-am găsit. Că așa am înțeles și eu, a dat la radio, nu știu care urmă. Că s-au găsit un cioban, au găsit un copil pe câmp. Nu e adevărat. Și asta e nevasta mea, am fost cu amândoi cu oile pe aici. Deci nu știu cu mine ce. Deci nu a fost dacă a abandonat pe câmp copilul? Nu, și... domnule, nu, nu, nu. Dar deci zice că a avut urme de bătaie, de lovituri, de a fost bătut, bătut nu copilul? Nu a fost bătut nimic, atât au fost vâne la un ochi. A fost. A căzut sau ce? Nu a căzut, a fost vânăt. Nu a fi bătut. Dar nu cred că aia ca să-mi nu era vânăt nici cu un copil. Eu m-am pierdut, n-am mai știut să mai fac. M-am să la o baltă aici de apă, că nici nu ia apă. Și așa, n-am băgat în gură. Că... Nu am mai știut nimic, eram comă. Am înțeles. Că era tare slăbuț așa copilului. M-am spus că care vorbe pe piele, eu nu știu, n-am văzut nimic. Că i-am făcut baie acolo la spital cu doamnele alea. N-am văzut niciun vânăt. Da, spune-mi, cum e cu copilul pe câmp? Domne, păi copilul era cu noi pe câmp, cu mine și cu mama sa. Era. A mai fost și alte date sau? Da, tot timpul am mai fost pe câmp cu oile, bineînțeles, și tot timpul a fost cu mine, cu oile. Dar nu s-a întâmplat până și nu s-a întâmplat astăzi. Nici cum a fost al cuiva copilul, a fost a ei, ea era nevasta mea. Am înțeles. Deci nu că copilul a fost găsit pe câmp? Nu, domne, nu. Cine a înțeles greșit? Noi, păi mă gândesc că, eu știu, domnul doctor de acolo, cu care i-am zis, el nu o fi înțeles când i-am spus, că m-a întrebat că cum e. Păi zic, domnule, uite, zic, copilul, zic, am fost cu el pe câmp, zic, și i s-a făcut rău și l-am adus la spital. Dar copilul e al nostru, adică măsa, mama lui cu mine căsătorită. Ai fi eu sărac, cioban, cum ai fi, dar am avut grijă de copilul ăla. I-am dat mâncare, am avut grijă de el, cât am putut, am avut grijă de el. Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Cam asta. Mulțumesc frumos. Să fii sănătos. Și unde e la... Am sunat la 112, a venit ambulanța. Ziceți că s-au speriat, domnule? Da, păi că era copilul abandonat pe câmp. Nu, domnule, copilul a fost cu noi, au fost în mai multe ori, dar... Abia l-ați luat că n-aveți unde să lăsați și l-ați cu voi, nu? Nu, pe ea nu prea stă acolo singură, e plictisală, e urât, nu prea vrea să stea. Și tot cu mine, i-am zis, bă, nu mai merge cu mine și el, alaltă, că a fost ploaia. Ne-au prins ploaia, pe toți ne-au prins. Dar zic, du-te fă cu copilul acolo, nu lasă că mai stau. Era tot fleașcă, toți eram de fapt cu. Și acum am mai fost totul unde m-am mai schimbat. Cred că aia l-au terminat pe el. Dar ieri, dar la altă ieri, adică, se plouă, se ploaia. L-au terminat. Deci l-au prins ploaia puternic. Da, au fost toți urs. Mi-a zis, du-te fă cu copilul, zic, nu mai stau, că la ce stai, la ce dracu să stai cu mine? Mă bucuram, mă certam cu el ca să plece acasă. Să nu stai pe acolo. Nici ea nu pot să dau, dai să... E urât pe... Ba da, cum să nu? De asta de... Neapărat.
vorbește cu copiii prima dată, știi, când își... Până joi. Pauli. Na, bun. Ok, hai că te sun mai colo când ies de aici, din zona asta. Bun, bun. Ciao, ciao. La Spitalul Județean Secția Pediatrie a fost adus un copil în vârstă de 1 an și 5 luni cu traumatism craniocerebral, posibil copil maltratat, multiple leziuni la nivelul membrelor inferioare, posibil mușcătură de animal, cu stare generală influențată, hiporeactiv, somnolent, în urma investigațiilor efectuate. Copilul a fost diagnosticat cu hematom subdural, s-a luat legătura la neurochirurgie la Județean Timișoara, unde a fost transferat pentru continuarea tratamentului de specialitate. A fost adus cu ambulanța de la Spitalul Orășenesc Oravița un copil, un băiat, în vârstă de 1 an și 5 luni, politraumatizat probabil, fără aparținători, a fost identificat de către poliția de la Oravița. Urmează să-i se facă investigațiile necesare și se va stabili ulterior conduita terapeutică. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș Severin a fost sesizată de către Spitalul Județean de Urgență Reșița cu privire la situația unui minor în vârstă de aproximativ 1 an și 5 luni. Asistenții sociali sunt deja pe teren la domiciliul părinților minorului și urmează să dispună măsuri în funcție de rezultatele cercetărilor efectuate în teren. Poliția Oravița a fost sesizată prin 112 despre faptul că la secția de primire urgență a Spitalului Oravița s-a prezentat un bărbat care a adus un minor în vârstă de 15 luni, minor care prezenta numeroase leziuni la nivelul corpului. Bărbatul, care era concubinul mamei minorului, a declarat faptul că în această dimineață, până să ajungă ambulanța la fața locului, copilul minorul s-a înnecat cu o bucată de pâine și a fost acurat îngrijit de către bărbat și de către mama acestuia. Cei doi adulți locuiau împreună la o stână pe raza comunei Ciclova Română. Medicii de la ambulanța, de la secția de primire urgențe Oravița, au pus un prim diagnostic ca fiind hipotermie, insuficiență respiratorie acută și suspiciune de sângerare internă, având hemoragie internă. Având în vedere acest diagnostic destul de complex, a fost solicitat sprijinul unui medic pediatru, iar copilul a fost transportat cu o ambulanță la Timișoara pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. La nivelul poliției au fost începute verificările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care minorul a ajuns în această stare. Mai exact, față de săvârșirea și
infracțiunilor de loviri și alte violențe, fapte prevăzute și pedepsite de articolul 193 Cod Penal.